Foresta Suceava se pregătește de un nou meci vineri pe 26 aprilie cu Știința Miroslava. Jucătorii sunt de părere că partida va fi una dificilă, mai ales că echipa adversă are în componență jucători cu experiență, care au cochetat cu Liga a doua. Da, legat de meciul cu Miroslava de vineri, ne așteaptă un joc greu contra unei echipe bune care are în componență jucători cu experiență, care au cochetat cu Liga a doua. Pe unul dintre ei am avut și colegi în perioada când am jucat la Miroslava, am jucat jumătate de an la Liga 2. Am avut coleg pe Alexandru Marin, un jucător cu experiență, un atacant foarte bun, pe Eddie Sandu, care are și el multe meciuri la Liga 2, jucător cu experiență, și alți jucători tineri, probabil împrumutați de pe la Iași, care vor să se afirme, să facă pasul cât mai repede spre echipa mare. Dar sper ca noi să ne impunem stilul nostru de joc și alături de suport, de conducere, să fim susținuți și să obținem cele 3 puncte. Jucătorii sunt de părere că se află pe un drum ascendent și sunt încrezători că se vor impune și în această partidă. O să fie un meci dificil pentru că la nivelul Ligii a treia nu este niciun meci ușor pentru nicio echipă. Plus că Miroslava e una din echipele care sunt constante în seria asta. De la noi, din seria 1. Însă noi suntem neînfrânți de la începutul returului, după 6 meciuri. Acasă, la fel, nu ne-a bătut nimeni și ne dorim să ne impunem pentru că suntem pe un drum ascendent și vrem să ținem așa până la finalul campionatului. De asemenea, antrenorul echipei Foresta Suceava a declarat că echipa trece printr-o perioadă bună, deși are foarte mulți jucători accidentați. Este prima conferință de presă mai oficial, așa să spun, în calitate de antrenor. Da, trecem printr-o perioadă bună, cu toate că avem mulți jucători accidentați. Am parcurs o serie de 3 meciuri fără înfrângere. Mă refer doar la postura de când sunt eu antrenor. Am avut niște evoluții bune. Am jucat bine chiar ultimul joc la Galați, unde am fost chiar apreciați de conducătorii de la Galați. A fost o surpriză frumoasă și pentru noi, ca și rezultat, ca și joc, ca și determinare, angajament, lucru ce le-am cerut și le cer în continuare jucătorilor, multă determinare și angajament la fiecare meci. Cu siguranță, Miroslava este o echipă dintre echipele bune care au vrut să promoveze anul acesta în Liga 2. Din păcate și le-au avut ceva probleme de organizare și ușor au ieșit din cursa locului întâi. Sigur, este o echipă cu pretenții, o echipă cu jucători experimentați, dar cred că cu o evoluție la fel de bună ca în cele dinaintea jocului, să putem să facem bucuroși spectatorii care vor veni la stadion.